Cinci judecători de la Curtea de Apel Chișineu și judecătoria Centru sunt vizați în dosare de corupție. Astăzi au avut loc percheziții la Curtea de Apel și la sediul judecătoriei Centru. În privința magistraților au fost intentate mai multe cauze penale, începând cu luna august și până în prezent. Mai exact sunt vizate trei judecătoare de la Curtea de Apel și două judecătoare de la instanța Centru.